În perioada rece, virozele respiratorii se pot întâlni și la copii, dar și la adulți, iar severitatea simptomelor nu este direct legată de vârsta pacientului. Totuși, copiii, femeile însărcinate și seniorii sunt mult mai predispuși în a contracta aceste infecții. În perioada 20 noiembrie-3 decembrie, în secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, au fost internați 99 de copii cu diverse afecțiuni. Dintre aceștia, amintim 16 cazuri de viroze, grupa cea mai afectată de vârstă fiind 2-4 ani, și 26 de copii diagnosticați cu pneumonie, iar în acest caz cea mai afectată grupă de vârstă a fost 2-4 ani, dar și 0-1 an. În medie, un copil cu un astfel de diagnostic rămâne internat aproximativ 7 zile. Respectarea cu strictețe a măsurilor de igienă diminuează riscul de a contracta o infecție respiratorie.